De cât timp faci Din noiembrie 2022, cam când a început și cruduța. A, am înțeles. Era valul acela. Reperul. Poți să beau cafea în timp Sigur că da, normal, simte-te bine. Să nu sărăcească, treabă. Păi și în prima lună de Only, cam câți bani ai făcut de te-a făcut să și continui? Știți că în prima lună, de fapt, este boom-ul, mai ales pentru persoanele cunoscute, în lume, peste tot. Pentru că dau năvală cu toții din curiozitate și curiozitatea aceea adună foarte multă lume, mai ales bărbați. Bărbații sunt foarte curioși. În cazul meu au fost doar 7.000 de euro. Nu e deloc puțin până la urmă, nu? În cazul altora au fost 70.000 de euro în prima lună. Am înțeles. Și acum te învârți tot cam la aceeași sumă pe lună? Sau? Nu. Acela e boom-ul de început. Am înțeles. Nu, nici de cum, nu. Nu. Dar sunt suficienți încât să pot să-mi plătesc locuința și să trăiești de pe o zi pe alta. Și totuși nu este spune. Atât de simplu pe cât pare. E posibil și pe această platformă, OnlyFans, să se îndrăgostească la un moment dat un bărbat de mine. De ce nu? Dacă n-ar accepta un bărbat această platformă, ei mai da șanse? Păi ar trebui să-mi dea el acele 2000 de euro lunar. Dacă mi le dă și se comportă frumos după aceea, da. Nu urât. Așa, eu singură îmi plătesc chiria, întreținerea, mâncarea, medicamentele, hainele, parfumurile, cremele, șamponul. Nu ai nevoie de încă o grijă, nu? Dacă eu singură până acum am descurcat de când am revenit în România și mă vedeți că singură, orice este pe mine, până și rujul ăsta, ghirlen, da, încălțămi, tot, da? Mi l-am cumpărat singurică, nu mi l-a dăruit nimeni, da? Atunci pentru ce ar trebui ca să-mi leg viața de un bărbat și să-mi strice liniștea prin tot felul de gesturi? Așa este. Ori să mă trădeze să meargă la alta, ori să, nu știu, ori să fie zgârcit că nu suport.